Deși la nivelul prefecturii județului Hunedoara s-a stabilit un grup de lucru care are rolul de a stopa furturile de fier vechi, legislația românească este lacunară. Autoritățile județene implicate în acest proces au stabilit anumite reglementări în această privință. Din păcate, legislația în vigoare nu este foarte clară. Din acest punct de vedere, la nivelul prefecturii județului Hunedoara, am constituit un grup de lucru în care sunt implicate mai multe instituții ale statului și aș enumera aici câteva. În afară de prefectură sunt Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu. Împreună cu aceștia am conceput o hotărâre care a fost aprobată către Colegiul Prefectural joi, săptămâna trecută, și în urma acestei hotărâri am stipulat foarte clar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un punct de lucru astăzi încât acesta să fie autorizat. În cazul în care reprezentanții centrelor de fier vechi nu respectă condițiile impuse de grupul de lucru, acestea vor rămâne fără autorizație de funcționare. În urma acestor demersuri, în urma controlelor care le vom efectua, numărul de centrelor de colectare va scădea foarte mult, vor rămâne doar cele care îndeplinesc toate condițiile. De asemenea, am stipulat obligativitatea ca proprietarul sau angajatul de la centru de fier vechi, în momentul în care va prelua metalul de la persoană, să îi și ia identitatea acesteia, pentru că în momentul în care găsim obiecte furate, să știm care sunt persoanele vinovate și să avem un fir de plecare. Sute de centre de fier vechi funcționează în județul Hunedoara, acestea având avizul prefecturii Hunedoara conform legislației în domeniu. Pentru suspendarea vizelor de funcționare a centrelor de colectare a fierului vechi se poate emite și o dispoziție de primar, asta în condițiile în care aceste societăți încalcă normele legale.